Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să facem primul clip dintr-o serie mai lungă în care să detaliem puțin cum este viața cu un autovehicul electric. Am ales să fac pasul către mașini electrice și în special către Tesla acum 3 ani și jumătate când am cumpărat prima mașină. Am ales un Model S, Model S 85 din 2014. De ce? Din mai multe considerente. Unul la mână pentru că era bun la preț, aproximativ 33-35 de mii de euro a fost atunci, cu tot cu TVA. Și cel mai important, pentru că avea încărcare gratuită pe viață. Și ăsta era, la momentul respectiv, criteriul principal după performanțe și după interesul ăsta de a vedea cum este cu o mașină electrică. Între timp, criteriile s-au aliniat în felul următor, aș spune. Din punctul meu de vedere, pe locul întâi rămân performanțele. Pe urmă avem confortul. Pe urmă aș pune aspect la egalitate cu dotări și la final, bineînțeles, costuri și ușurința în utilizare. Adică viața de zi cu zi cu o mașină electrică. Și pe punctul ăsta vreau să punem puțin mai mult accent, pentru că, deși, cum ați văzut toți pe la știri, Tesla este lider de vânzări atât în România cât și în multe state europene, în continuare sunt destui oameni reticenți sau care trăiesc cu ideea că este extrem de greu să trăiești cu Tesla și să încarci o Tesla. Sau, de fapt, un vehicul electric, pentru că Tesla e doar un brand în această piață de autovehicule electrice. Și ca să lămurim puțin aceste aspecte, primul clip o să se refere strict la încărcare. O să luăm toate metodele de încărcare, trecând de la clasica priză, de la 220, pe urmă un încărcător clasic pe Type-C de 11 kW, 22 de kW și încărcătoare rapide 40-50 de kW, mergând până la un supercharger de 250. Dacă vrei să te duci direct la capitolul acesta, derulează la minutul 7 al videoclipului. Dacă vrei să afli puțin context, rămâi și îți explic cum am făcut pasul acesta și ce m-a făcut să mă hotărăsc. Așadar, să vedem cum am ales să fac pasul ăsta către mașini electrice și către viața cu o astfel de mașină. Acum aproximativ 4 ani aveam un BMW seria 5, un F11, adică un seria 5 break. 525, mai exact, spațiu suficient, putere destul de ok. Pentru momentul respectiv mi se părea chiar ok, îi făcusem și un mic soft la motor și trăgea deja ca un 530 diesel. Mergând și filmând pe circuit și în tururile la care participam pe partea de filmare cu cei de la Custom Tuning și luând contact cu mașini foarte puternice, foarte rapide, foarte frumoase, foarte bla bla bla, a început să crească dorința asta în mine de a avea o mașină mai puternică decât cea pe care o aveam la momentul respectiv. Și dacă ar fi fost să merg pe același brand, vârful de la seria 5 break era M550D. Și căutând pe Autovit și pe mobile și pe restul platformelor de auto second hand, la momentul respectiv, o mașină de genul acesta se învârtea între 20-30 de mii de euro și bineînțeles și peste, dar bugetul meu era undeva până în 30 de mii. Nu mi-aș fi dorit să plătesc mai mult. Ce primeam? Păi, în loc de 200 și ceva de cai, aveam 380. În loc de 7-8 secunde pe accelerație de la 0-100, aveam undeva la 5 secunde. Dar asta venea și cu niște dezavantaje. Consum ridicat, impozit ridicat și consumabile, de fapt cost al consumabilelor ridicat. Și luând și analizând aceste aspecte,
am ajuns și la varianta de a merge pe o Tesla Model S, care culmea avea tot undeva 390 de cai, suta tot în 5 secunde și jumătate și, ce vă spuneam mai devreme, încărcare gratuită, adică costuri aproape zero, pentru că anvelope se schimbă și pe o mașină și pe alta, dar în momentul în care nu ai impozit, nu ai combustibil, nu ai plăcuțe de frână decât odată la 200.000 de kilometri și dacă o să râdeți, o să vă demonstrez asta, dar în alt clip. Filtre, revizii, mașina vine doar cu niște filtre de aer care se pot schimba ideal odată pe an, producătorul spune odată la 2 ani. Zis și făcut, mi se montează ideea asta în cap că trebuie să încerc un autoturism Tesla. Caut și găsesc pe mobile mai multe, discut cu ei, toate bune și frumoase, doar că eu eram pus în fața plății unui avans și nu atinsesem nici măcar o Tesla, văzusem doar în review-uri pe net, pentru că, repet, vorbim de acum 4 ani. Nu exista service în România, nu existau superchargere în România, încărcătoare erau destul de puține și de viteză destul de slabă, așa că erau mai mult dezavantaje decât avantaje. Dar mă atrăgea foarte mult ideea și eram gata să plătesc avansul către o firmă din Belgia. Din fericire, exact în ziua premergătoare plății avansului, am reușit să găsesc o persoană care avea un Model S 85, identic cu ceea ce doream eu să o achiziționez și l-am rugat să mă lase să mă facă o tură cu mașina. Fiind o cunoștință, mi-a pus efectiv cheia în brațe, mi-a zis, ai jumătate de oră sau o oră să te plimbi cu ea pentru că pe urmă trebuie să plec la treaba mea. Toate bune și frumoase, m-am suit în mașină, am condus puțin prin Otopeni, un drum înainte, unul înapoi, după 3-4 accelerații, vreau să vă spun că râdeam ca un prost, să întipărise un zâmbet de ăsta de la ureche la alta și nu mi-a trebuit mai mult, am dus mașina înapoi omului, în seara aceea am făcut plata pentru avans și câteva zile mai târziu eram deja în Belgia ridicând mașina. Acum să revenim la ceea ce vă spuneam mai devreme, și anume încărcarea. Ce am învățat în 3 ani și jumătate de mașini electrice este că pana prostului este simplu de făcut, dar extrem de greu de realizat dacă ai un minim de grijă. De ce? Pentru că și în vârf de munte și dacă ești la Bâlea Lac, contrar ideilor unor oameni de pe internet care cred că în vârf de munte nu poți să încarci o electrică. Păi, dacă ești, de exemplu, la Bâlea Lac, ai două variante. Una, poți trage un prelungitor până în parcare unde ai mașina și să o lași la încărcare 2-20 peste noapte și a doua zi, după 10-15 ore, o să ai 100-150 de kilometri autonomie, deci mai mult decât suficient. Doi la mână, în momentul în care te afli în vârf de munte, în orice direcție te-ai deplasat, tu te vei deplasa la vale. La vale, bateria se încarcă. Sunt mai multe teste și o să facem și noi la un moment dat. Un test în care să vedeți că dacă pornești de la Bâlea Lac și te duci, de exemplu, spre Câmpul Lung, ajungi în Câmpul Lung cu consum negativ, adică ajungi cu bateria mai încărcată decât în momentul în care ai plecat de la Bâlea Lac, pentru că fiind pantă, la vale, mașina încarcă singură bateria, așa că nu se poate compara cu niciun alt autovehicul clasic pe combustie. De aici văd numai avantaje pentru că, exact cum ziceam, în vârf de munte este destul de greu să rămâi fără baterie decât dacă vrei tu neapărat sau dacă nu ești atent la ceea ce îți comunică mașina. Și acum, ca să lăsăm poveștile la o parte, hai să punem frumos mașina la încărcat la 220. Să vedeți cât de simplu se poate încărca mașina zi de zi. Cea mai rapidă și cea mai convenabilă variantă de încărcare este acest încărcător clasic,
care vine împreună cu mașina și care se conectează la clasica priză 220 și îți oferă aproximativ 10-12 km de autonomie în fiecare oră. Adică o încărcare la 2,7-2,8 kW pe oră. După cum puteți vedea pe ecran, încărcarea a pornit direct cu 10 km pe oră și va fi gata în aproximativ 11 ore. Deci, dacă o lăsăm peste noapte, din 216 km autonomie cât avem aici, mâine vom avea un 350-380, depinde până la ce procentaj doriți să încărcați mașina. Aici o primă mențiune ca și sfat pentru noi utilizatori de autovehicule electrice: încărcarea este ideal să se facă până la 80-90%. Desigur, noile modele recomandă o încărcare până la 100%, dar asta depinde de fiecare. Ce vreau eu să vă arăt este faptul că una e să încarci la 80%, adică un timp de încărcare, cum v-am arătat, de 11 ore, și alta e să încarci la 100%, un timp de încărcare de aproape 20 de ore. De ce spun asta? La priză nu se văd diferențe extrem de mari, dar în momentul în care mergi la încărcătoare rapide, atunci o să vedeți că din 30 de minute o încărcare se poate duce într-o oră și 10 minute, o oră și un sfert, dacă am comutat de pe 80% pe 100%, pentru că ultimii 10% sunt cei mai lenți ca și viteză de încărcare. Și din punctul meu de vedere, nu aveți nevoie de ei decât la drum foarte lung, la care nu doriți să mai opriți. Ce ar mai fi de spus aici? Păi, amperajul. Noi îl avem în acest moment la maxim, la 13 amperi, pentru priza de 220. Ca să nu aveți probleme, puteți să scădeți mai jos, la 10, la 7, la 5. Se poate seta oricât de lentă doriți să fie încărcarea, în funcție de nevoile pe care le aveți. Și când spun asta, trebuie să țineți minte că odată ce ați scăzut amperajul, o să crească și timpul. Adică acum avem deja 13 ore pentru 80% în loc de 11, cum arăta mai devreme. Și dacă tot suntem la acest capitol cu încărcarea simplă de la priză, aveți varianta asta să transportați după voi toate tipurile necesare de cabluri. Odată cablu e tip Type 2 pentru încărcătoarele lente, pe urmă puteți să-l luați ăsta pentru voi, pentru 220, și cum ziceam, ca să nu rămâneți la bâlea lac în pană, puteți să luați și o rolă de cablu. Tesla a gândit pentru voi spațiul ăsta în portbagajul față, care nu incomodează cu absolut nimic bagajele din spate și care poate fi folosit, așa cum v-am arătat, ca să vă luați toate tipurile posibile de cabluri, ca să nu rămâneți în pană nicăieri. Bineînțeles, dacă ești optimist, poți să pleci la tine doar cu ăsta sau fără nimic și ai un spațiu de depozitare pentru bagaje și în portbagajul față. Acum, dacă v-am lămurit cu această încărcare simplă la o priză clasică de 220, hai să vedem ce alte variante mai avem pentru a încărca mașina mai rapid. We'll be right back.
bateria mult de care vă spuneam și varianta de încărcare în acest punct este E1. Și aici avem două variante. Aveți cablul ăsta Type 2 care are aceeași bufă ca cea de acasă. L-ai conectat și din aplicația lor pornești frumos încărcarea și pe urmă o să vă arăt imediat ce viteze putem să obținem aici. După cum se vede în confirmarea LED-urilor, vezi, am pornit încărcarea și hai să vedem ce viteză putem obține în acest mod. Pe Type 2 ar fi gata în 2 ore și 25. Încărcăm cu aproximativ 100 de km pe oră. Și încărcăm de asemenea până la 80%. Următoarea variantă ca și viteză, după acest Type 2. O să conectăm mufa CCS și prin această mufă avem viteze de 50 de kW sau 40 în cazul acestui încărcător. Deci în loc de 3-4 ore, o să mai scurtăm încă puțin timpul de încărcare al mașinii. Încărcare prin adaptor de tip CCS este aceasta. O să scot mufa Type 2. Am oprit încărcarea. Ana, vino mai aproape. Așa. Și asta e mufița. O mufăm și pe urmă pornim din nou din aplicație. Și cam asta este viteza pe această stație conectată la mufa CCS. Am setat 90% și o să vă arăt încă o dată diferența în momentul în care trecem din 90% în 100%. Uitați cum se modifică timpul. Ai peste jumătate de oră pentru doar 10% și părerea mea este că nu merită niciodată să stai, mai ales în condițiile în care mergi cu mașina predominant în oraș. Ce ar mai fi de menționat este faptul că dintr-o stație de 50 de kW mașina trage doar cu 35 și nu este nicio problemă la partea de încărcare a mașinii, așa că astea sunt limitările și stațiile din România, din păcate. Acesta e motivul pentru care am recomandat de fiecare dată Tesla, pentru că superchargerul te scoate din orice dificultate în momentul în care te grăbești undeva și chiar vrei să încarci în 30 sau 40 de minute, ceea ce nu reușești la vitezele acestea niciodată. Și am lăsat stațiile mai performante la final. Avem aici o stație tot cu adaptor CCS, dar care poate să ofere până la 150 de kW oră și, după cum ați văzut în imagini, încărcam undeva între 130 și 140 pentru a fi sigur că ajungem la superchargerul din Edirne. Ideea cu superchargerele și cu stațiile de viteză ridicată este că sunt ideale din punctul meu de vedere pentru tranzit. Mașina nu are sens să fie încărcată la viteze foarte ridicate în caz de utilizare normală pe lângă oraș, dar atunci când ești în tranzit, într-adevăr, stațiile de viteză ridicată sunt cea mai bună opțiune, pentru că în 30, 40, maxim 50 de minute ai bateria plină și poți să pleci mai departe. O să vă las câteva cadre dintr-o plimbare prin Istanbul. Cu mențiunea că în Istanbul aveți supercharger montat de Tesla și ca să ajungeți în Istanbul mai aveți încă un supercharger în Edirne. Și las aici un teaser pentru momentul când o să discutăm și despre costuri. Ne-a costat sub 100 de lei un plin de curent în Turcia. Printre cele mai bune prețuri, dacă nu cel mai bun de pe piață. Așadar, dacă am ajuns până aici, în primul rând îți mulțumesc că ai avut răbdare să te uiți la clipul ăsta lung, chiar și pe sărite, nu e nicio problemă. Important e dacă informațiile din el ți-au ajutat cu ceva, poți să ajuți și tu la rândul tău cu un like și cu o distribuire. Trecând peste asta, să tragem o concluzie. Din punctul meu de vedere și nu numai,
cea mai bună încărcare este cea lentă. Încărcarea lentă se consideră până în 22 de kW. Ideal, dacă poți încărca de la priză, dacă stai la o casă, este mai mult decât perfect. Este cea mai bună încărcare, chiar dacă este cea mai lentă. O să-ți prelungească viața bateriei și o să te poți bucura mereu de mașină. Pe urmă, în momentul în care ești în tranzit, stațiile de viteză, așa cum spuneam, sunt cea mai bună opțiune, indiferent că sunt stații de 100 de kW, de 150, de 250 sau de 300, ele te vor ajuta să-ți continui drumul în 30, maxim 50 de minute. Și acestea fiind spuse, ar trebui să mai vorbim 2 minute și despre încărcătoare. Încărcătorul pe care vi l-am arătat pentru priză de 220 vine în cele mai multe cazuri împreună cu mașina. Dacă nu, se poate achiziționa atât de la Tesla, cât și de la diversi producători aftermarket. Dacă doriți o stație de viteză de 7,5, de 11 sau chiar de 22 de kW, cum poate să ofere Tesla Home Charger, aceasta este 5 sau 600 de euro la distribuitorul Tesla din România, la DAB. Și dacă doriți o stație aftermarket, atunci cu 2000 de lei, poate chiar mai puțin, puteți să achiziționați diverse stații, sunt foarte multe, trebuie decât să dați o căutare pe internet, indiferent că vorbim de Google, dacă preferați eMAG, nu fac reclamă și nu mă interesează niciun aspect de acest gen. Sper că v-a fost de folos clipul și săptămâna viitoare o să fie și mai interesant, o să vorbim de performanțele mașinilor electrice. Primul punct care m-a interesat pe mine în achiziția unei mașini Tesla. Ne vedem săptămâna viitoare!